În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, duminica sărbătorii de astăzi nu are comun cu pericopa evanghelică decât un singur punct. Venirea la Hristos. Pentru că astăzi noi sărbătorim duminica tuturor sfinților români, iar pericopa se cheamă chemarea la apostolie. Și dacă v-ați uitat în cele 7-8 versete ale Evangheliei care s-a citit astăzi, veți constata doar 2-3 lucruri esențiale. Doi oameni simpli ce își dregeau mrejele, un om care le-a spus două vorbe. Știu că pescuiți pește, dar eu vreau să vă fac pescar de oameni. Deci cuvântul pescar de oameni este de fapt ceea ce v-am spus în duminica pogorârii Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt s-a coborât în chip de limbi ca de foc peste apostoli, iar în momentul când au început cu curaj propovăduirea, ce au constatat mejii, parții, cei din Etiopia, cei din Persia, cei din Grecia, elinii, toți ce au constatat, mesopotamienii, toți auzeau în limba lor. Deci convertirea cuvântului vorbit în limba celui care o ascultă. Deci minunea se propaga pe o distanță de la gură la ureche. Deci este un lucru pe care nimeni nu-l poate explica. Noi astăzi numim acest soi de oameni care traduc translatori. Aici translator era Duhul Sfânt. Și s-a gândit biserica și au gândit Sfinții Părinți că trebuie pus un început a ce? A chemării la apostolie. Și cine sunt cei doi sau cele două personaje importante ale Evangheliei de astăzi? Unul este Andrei, cel care a propovăduit și la gurile Dunării în Sciția Minor, deci la noi în Dacia, și ne-am încreștinat prin apostolul Andrei, iar celălalt era Petru, cel din Betsaida Galilei. Și mergând mai departe, am mai văzut încă doi frați, cine era Ioan și Zevedei. Acest Iacov, deci fiul lui Zevedei, Ioan și Iacov, fiul lui Zevedei, deci acest Iacov și acest Ioan erau din nou cândva buni învățători și buni discipoli ai prorocului și botezătorului Ioan. Și ca să putem face legătura între chemarea lor și chemarea lui Petru și a lui Andrei, trebuie să știm următorul lucru. Andrei era prieten cu Ioan și desăvârșiți ascultători ai învățăturii lui Ioan Botezătorul. Și tocmai Andrei și Ioan și-a permis să se ducă în temniță, dar trimiși de Hristos, să răspundă. Când s-au dus la temniță, l-au întrebat pe Ioan Botezătorul, ce să facem? Și Ioan Botezătorul, care era întemnițat de Irod, a spus așa: mergeți la Vita Vara, duceți-vă la Iisus și întrebați-l așa: tu ești sau pe altul să așteptăm? Și în clipa când s-au apropiat și au pus această întrebare, răspunsul către Ioan a fost acesta: orbii văd, spuneți lui Ioan, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, muții vorbesc, bolnavii se tămăduiesc. Și întorcându-se și aducând acest răspuns, a venit și celălalt răspuns care se repetă tot în Sfânta Scriptură: mie mi-este ca să mă micșorez, ca el să crească. De fapt, ce făcea Ioan Botezătorul? Venea să pecetlească cele două testamente și venea Ioan Botezătorul să fie începătura întâi în cer a celor ce aveau să urmeze după dânși, în rândul cui? A profeților, pentru că a fost profet, iată Mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a profețit și a arătat ceea ce a profețit, mucenic, prin faptul că este decapitat pentru fără de lege și este cel care strigă în gura mare, repet, strigă în gura mare, nu se cade să iei de soție pe cumnată ta, adică pe femeia fratelui tău Filip, pentru că Irod căzuse într-un fel de concubinaj cu cumnată sa și spune că capul tăiat pe tipsie fiind
Tot striga și Irodiada punea să fie înțepat cu ace. Deci atâta ură și despotism feminin avea în ea și atâta răzbunare că este mustrată pentru fără de lege, încât a reușit să-l împingă pe Irod până la un jurământ fals, ceea ce noi trebuie să știm, niciodată nu avem voie să făgăduim nici pe cer, nici pe pământ, nici pe noi, nici pe altar. Altarul sfințește harul, deci harul sfințește altarul și altarul este sfințit prin har, iar noi suntem al Dumnezeu și nu putem noi să ne legăm pe noi. Deci pentru că nu suntem ai noștri, suntem al lui Dumnezeu. Iar cerul și pământul sunt la dispoziția al Dumnezeu. Cerul e scaunul lui și pământul așternutul picioarelor lui. Și în momentul în care a încheiat prorocia și mucenicia, a fost și sfânt, după cum și mărturia de ajuns, îți este mărturia Domnului, cel mai mare om născut din femeie și îngerătul. Deci iată, în rândul ierarhiilor cerești, Ioan Botezătorul nu se încadrează la nicio triadă, dar este cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, deci viață cu adevărat îngerească. Absolutul, dacă vreți, sau esența monahismului creștin, prin asceza desăvârșită. Când au venit în pustie, el le-a întrebat direct, ce ați venit să vedeți? Om în haine moi sau mâncând și bând? Nu, a venit Hristos mâncând și bând și nu l-ați primit. Ați văzut ce frumos spune Ioan? Iată că n-ați ieșit să vedeți trestie clătinată de vânt, ci om îmbrăcat în haină din piele de cămilă, încins cu frânghia, cu cureaua, cu sandale în picioare, trăind cu miere și cu lăcuste și cu fructe sălbatice. Deci am început în felul acesta ca să vă fac o legătură a Evangheliei chemării la apostolie. Și ce am constatat din această Evanghelie? Andrei, cel întâi chemat, va fi și primul care va fi martirizat cu capul în jos pe crucea Nix, dacă știți să și cheamă la trecerea de cale ferată crucea Sfântului Andrei. Apoi Petru, Iacob și Ioan, după învățătura filocalică, reprezintă cele trei stări duhovnicești, adică făptuirea morală, contemplația naturală și odihna duhovnicească, care este Ioan, cel care și-a rezemat capul pe pieptul Mântuitorului, deci fiind cel mai apropiat și iubit ucenic, despre care tot în Evanghelie spune că s-ar fi zis și dacă voi vrea eu să rămân acesta până la venirea mea, ce-ți pasă ție? Adică atât de înalt a fost trăirea, încât unii au crezut sau au și scris despre Sfântul Ioan că el nici n-ar fi murit, dar se știe categoric că a fost îngropat la Patmos. Ce s-a întâmplat cu trupul lui, deci când vom fi noi sfinți, vom ști și vom fi de față. Deocamdată știm că a fost îngropat cu trupul în pământ. Și de ce confirm lucrul acesta? Aceasta confirmă sinaxarele. Dar acest Ioan a depășit vârful teologiei și este de fapt primul teolog, este primul teolog. Noi în lirica teologică obișnuim să spunem nou cutare. Nu! Ioan teologul este cel mai mare teolog care a propovăduit și a revelat tot ce a văzut la Hristos. Grigore Palama, preandumnezăitul la minte, alt teolog desăvârșit, care nu este egal cu niciun teolog, ci este egal cu el. Apoi Grigore teologul, care este iarăși teolog, dar numai în dreptul lui și nu este comparat cu nimeni, nu spui Grigore teolog, nou Ioan Evanghelistul, nu. Grigore teologul, cel care a participat la Sinodul 2 la Crez. Și de ce vă spun lucrul acesta? Aceste subnumiri, sau dacă vreți, meganumiri, pentru că când spui Ștefan cel Mare, când spui Mihai Viteazu, acestea sunt niște ajutoare de cuvinte care dau valoarea omului. Ei, când spui Grigore teologul, înseamnă că l-a pătruns pe Dumnezeu, dar numele lui nu-i Grigore teologul. Grigore de Dumnezeu cuvântătorul. Și când spui Simeon, noul teolog, deci arăți că un om s-a suit la măsura harismatică a acestor teologi de dinaintea lui, pentru că așa am putea spune și un Dumitru Stăniloae, noul teolog, cel care a scris de nu avem noi timp 50 de ani de acum încolo să citim, și mulți alți sfinți de înaltă trăire duhovnicească. Deci am remarcat lucrul acesta ca să facem o combinație între două categorii de sfinți. Și aici trebuie să fiți foarte atenți. Am avut Duminica tuturor sfinților și cineva va zice, de ce a mai fost nevoie și de Duminica tuturor sfinților români?
Când vorbim de Duminica tuturor Sfinților, vorbim de Biserica Universală. Și aici vom pleca pe cele patru mari cărări. Verticalitatea credinței adusă de Sfântul Ierarh Nicolae și Spiridon în Sinodul 1 de la Nicea, deci clar când s-a demonstrat dogma Sfintei Treimi și s-a combătut arianismul. Apoi Sinodul 2 când s-a întregit crezul prin Grigorie teologul și aici, bineînțeles, la această înălțime am putea vorbi și de puterea Sfântului Vasile cel Mare și de Ioan Gură de Aur, cei trei mari erarhi și stâlpi ai bisericii. Și apoi pe parcurs ce coborâm în ceata Sfinților, avem mărturisitorii, avem erarhii, avem cuvioșii, avem pusnicii, avem drepții, temătorii de Dumnezeu, locuitori în pustie, cei care au umplut patericele și toate sinaxarele, dar pe lângă acestea avem și sfinții miluiți sau mântuiți de Dumnezeu prin bunătatea Lui cea mare, adică oamenii care stau astăzi în biserică și să ostenesc după a lor putere, să primească sfintele taine, să se curețe de patim, spune Isaac Sirul, numai ca să vedeți care e măsura sfințeniei, ca să nu aveți impresia că noi ne-am face sfinți așa din mers sau că vrem noi. Zice, la rugăciunea cea înaltă a inimii și la rugăciunea cea curată a cunoașterii de Dumnezeu, ajunge unul din 10.000 care se silesc, dar din 600 care stau în biserică și se plictisesc, câți ajung? Poate abia unul. Spune Sfântul Teodor Studitu, în viața de obște se mântuiesc cu miile pentru mila lui Dumnezeu și ascultarea față de Hristos, dar în viața de sine se mântuiește unul din 10.000. De ce? Pentru că în viața de sine nu ai povățuitor și nu ai cine să-ți spună stai că greșești sau oprește-te sau vezi că n-ai luat-o bine. Și acest lucru s-a verificat prin Simeon Stâlnicu, care la momentul respectiv, fiind un mare astru al bisericii, în momentul când s-a suit pe stâlp, după o nevoință de 20 de ani și ajunsese la o mare înălțime duhovnicească, încât făcea minuni cu cuvântul, la un moment dat bătrânii pustii au spus trebuie să verificăm dacă aceasta nu este o înșelare a diavolului. Și au trimis o comisie, termen popular actualizat, o echipă de sfinți, părinți ai pustiei și a spus așa, spuneți-i lui Simeon că bătrânii pustiei îl cheamă în pustie să se pocăiască. A și pus piciorul în scară să coboare și a spus, acum mă duc. Și atunci cel mai bătrân dintre ei a spus, nevoința ta e de la Dumnezeu, stai acolo. De ce? Și-au dat seama că nu făcuse din ea o dogmă, adică ar fi lepădat-o în orice clipă. Dar când întâlnești în viața laică și practică, o persoană care îi spui, fă aia, a, nu, dar eu nu fac cu tare și cu tare, păi, dar eu fără duhovnicul meu, dar eu cu tare, ăla e un drac al mândriei mare, cu vreo perechi de coarne, care te stăpânește și când citești psalmii, care te stăpânește și când mănânci la Sfințitul Soarelui, care te stăpânește și când te-ai îmbrăcat în negru și în roz și în verde, și când te-ai coafat și când ți-ai pus baticul pe ochi, adică atât timp cât nu ești dispus să renunți la ceea ce faci tu crezând că este fundamental și să poți să te coordonezi la ceea ce este universal, automat poți greși. De ce? Pentru că tu ai impresia că numai prin postul tău se împlinește tot sau numai prin rugăciunea ta se împlinește tot și s-a demonstrat că nu e adevărat prin ce? Prin experiența practică a creștinilor care bat biserica și pragul ei la toate slujbele și vin și spun, părinte, mi-ați dat o rugăciune și mi s-a împlinit cererea. Ce deduci de aici? Deduci că omul știe să se roage. Părinte, mi-ați dat să fac un canon, l-am făcut și am reușit în cutare problemă. Ce deduci de aici? Că Dumnezeu lucrează după cuvântul preotului. Părinte, am avut cutare problemă și s-a rezolvat. Ce deduci de aici? Că Dumnezeu cercetează turma binecuvântătoare a sa, pe care, cum spune acolo în psalm, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea, să o mântuiește pe ea. De ce lucrul acesta? Să se facă legătura între Dumnezeul lui Israel cel viu din cer și sufletul nostru de pe pământ. Deci turma cea binecuvântată în botezul Sfintei Treimi pecetuită cu marele mir. Deci în momentul când întâlnim noi pusnici amatori, nevoitori amatori, figuranți cu impresii
Nu, aici n-am putea da un nume, dar întâlnești câte o persoană din asta care îi se pare că a urcat câteva trepte așa și te privește de sus. Dar știți cu cine vorbiți, dar știți în viața mea cât am făcut eu, dar cât am dat, dar cât am dres. Poți să dai și să faci tot ce vrei. Cel care tu nu-i dai bună ziua la colțul străzii, dacă se roagă și-i smerit, de mult te-a depășit. Deci asta este taina în ortodoxie, asta e taina în harul sfințeniei, că sfinții nu primesc o etichetă. Când spune cineva că e sfânt, sau cum spun oamenii, ați văzut, în general, societatea noastră ortodoxă este canalizată pe trei lungimi de undă. Caută minuni, caută sfinți și oameni făcători de minuni. Și mai nou aș putea să spun că caută și icoane făcătoare de minuni. Și acum eu mă întreb, pot să existe icoane care nu fac minuni? Nu cred. O biserică se sfințește, deci toate icoanele sunt harismatice. O icoană pe care o pui în casa ta se sfințește, dacă te rogi la ea, deci are în ea un duh harismatic. Da, eu am cunoscut cu ani în urmă, ca să vedeți unde stă sfințenia, poate că voi mai fi spus vreodată, dar aia a fost un lucru care m-a impresionat. Venind un autocar de prin zona Bacăului, nu știu de unde era, o bătrânică așa mai palidă la față, mai albă, mai rumenită, așa mai strălucitoare. Și în momentul în care au plecat toți, i-am spus, zic, mata, stai un pic. Zic, cum te rogi, unde te închini? Păi zic, eu am fost ucenica cutărui părinte. A spus ea un nume de la Sihăstria, un părinte sporit. Și zice, când eram tânără de 16 ani, de 18 ani și mă ducea mama în mănăstirea Sihăstria, îl cunoștea pe părintele Ioil, îl prinsese pe părintele Paisie, pe toți duhovnicii bătrâni, Cosma sau Emilian de pe la Slatina. Zice, am primit o icoană, zice, dar pe această icoană eu știu când am un bine sau când am un rău. Când citesc Paraclisul Maicii Domnului, era o icoană cu Maica Domnului, Dulcea Sărutare, înrămată de Părintele Nicodim, un tâmplar al mănăstirii care băga în rame de metal și de lemn iconițe cu sticlă. Și ce era interesant? Între fotografie sau pliantul ăla lipit ce era acolo, și sticla era mir, dar pe spate era uscată, deci numai în față. Și zice, când Maica Domnului mă ascultă, zice, uite, aici toate se brobonează. Zice, dar n-am spus la nimeni să nu creadă că sunt nebună. Iar când am o problemă, zice, Maica Domnului se întristează, zice, și las o lacrimă. Și am zis, zic, dar dacă vrei îți dau eu o icoană mai frumoasă, zic, las-o asta mie, să o am și eu de amintire, că e de la Sihăstria. Nu, părinte, zice, asta o dau la copilul meu care o să rămână în casă după ce mor eu, ca să păzească casa mai departe, zice, pentru că e credincios și l-am învățat după mine. Ei, unde a studiat această babă? Sorbona, Oxfordul, sau, nu știu, Saint-Serge sau un alt institut teologic, să învețe să se roage ca o icoană lipită pe o bucată de carton cu sticlă în față, să-i dea ei semne și a spus, zice, n-am spus la nimeni niciodată, zice, v-am spus dumneavoastră că m-ați întrebat și v-ați agățat de mine, dar zice, eu în restul, tac, n-am treabă cu nimeni. Dar mata a mai văzut cu Duhul, zic, nu te-am văzut cu Duhul, așa mi s-a părut mie, ciudată închipuirea ma tale ca fizionomie. Și a spus, zice, părinte, multă smerenie trebuie ca să ajungi la asta. Nu știi, matale, zice, cât i-am îndurat eu ca să mă asculte Dumnezeu. Și mi-a povestit că avea 9 copii, toți căsătoriți, toți însurați, toți la casa lor. Na, deci, un om care n-avea ce să comenteze. Ei, acest soi de sfinți, sunt sfinții neamului pe care noi nu-i știm, dar găsim scris în Scriptură. Când a trebuit să meargă Dumnezeu în Sodoma și Gomora să piardă cetățile cu foc pentru desfrâul nesimțirii, a spus așa, dacă voi găsi 10 drepți sau 5, nu voi pierde cetatea. Erau numai 3, Lot cu cele 2 vice, care la urmă și i-au făcut răsnăi muntele Țoar, sau îmbătași s-au împreunat între ei, făcând popoare amestecate. După aceea, oare voi pierde cetatea pentru robul meu David, întreabă Duhul Sfânt în Psalm. De ce lucrul ăsta? Acolo unde există un drept într-un sat, acolo unde există un sfânt într-un sat, noi nu știm cine, deci să nu trăiți vreodată cu impresia că trebuie pusă etichetă și indicator. Aceștia care îi vedeți voi astăzi, sfinții cu indicator
și pusnicii cu indicator, aceștia sunt amatori. Ați văzut, sunt pescari de obârșie, sunt pescari de tradiție, cum au fost apostolii, și sunt amatori. Ei, așa este și în viața duhovnicească. Sunt amatori. A văzut că e la modă să te îmbraci în negru, să îmbracă în negru. A văzut că e la modă să vorbești de Dumnezeu, vorbește de Dumnezeu. A văzut că e la modă să postești, postește, că dă bine la talie. A văzut că e bine să fii prefăcut, sau spune eu fățarnic, cum spune Evanghelia, nu, când postești nu fii trist ca fățarnici, ce spală ca fața ta și unge capul tău. Adică fii vesel, să vadă că Dumnezeu radiază în tine. Deci tu nu faci o osândă, faci o bucurie. Zice, nu fiți ca ei, că amin zic, și-au luat plata lor. Ei, au văzut că e o modă, fac și așa. Nu. Acești sfinți ai neamului îi cunoști prin următorul lucru. Sunt oamenii care te atrag de la sine și în orice sat, și poate și în orice cartier, sau poate și în orice cotlon a orașului, sau chiar și într-o scară întreagă de bloc, există un om pe care toți îl simpatizează. Spune, bă, ăla are o viață frumoasă. Uite, îmi place de omul ăla, e un model, e un exemplu. Ei, aceste exemple vii sunt, de fapt, rădăcinile de rezistență a Bisericii Ortodoxe în fața nenorocirilor care vin și trec peste noi. Și de ce vă spun lucrul acesta? Nimeni nu i-a cunoscut pe acești sfinți. Nu le-a scris o slavă, nu le-a scris o binecuvântare, nu le-a scris o laudă, nu le-a scris un poleleu, nu le-a scris o stihoavnă sau o vecernie, ci sunt slăviți de Dumnezeu în slujba de duminica trecută a tuturor sfinților și sunt slăviți în duminica de astăzi, în duminica sfinților români. Așa s-a născut Sfântul Ioan Iacob. Așa s-a născut Onufrie de la Voronă, așa s-a născut Teodora de la Sihlă. Nu stăm să povestim viața, n-așteptați de acum să încep să vă povestesc cum ducea păsărelile mâncare și cum se rădica cu săbii la foc, luați viețile sfinților, asta se face acasă. Dar sunt modelele care nouă ne stau de vechi atunci când avem nevoie. Așa e Rafael de la Agape, așa e Iosif de la Văratic, așa e Amfilohie de la Pângăraț, așa e Chiriac de la Bisericani, așa e de la neamț Sfântul Necunoscut. Ați văzut? O sacoșă de oase sub un pavaj la 5 metri sub pământ mișcau pavajul în sus pe vremea comuniștilor. Deci vorba aia, când ateismul era în floare și când? De ce n-a făcut-o într-o joi sau într-o sâmbătă sau într-o vineri? În ajunul înălțării. Deci a doua zi era haramul. Cum spune acolo, zice, Dumnezeu a dat cuvânt celor ce vestesc cu putere multă. Minunat e Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul Israel. Și ce a făcut Dumnezeu? A spus, acum e momentul să-mi bat joc de cei care râd de mine. Și pur și simplu, o rază a Duhului Sfânt a încercuit locul respectiv și ca și cum ar fi o cârtiță de desubt, pământul tot se ridica. Închipuiți-vă că nu era pământ gol, era beton, ciment și culespeți de piatră, făcut alee. Au crăpat și s-au bulbucat, au crezut că este vorba de o conductă cu apă. Au făcut la loc, peste două ori iar era morman. Ei, și-a zis, s-a fi spart o conductă mai la fund, dar nu era apă. Și mai săpând o jumătate de metru, ce au găsit? Au găsit o semintele mirositoare și binefăcătoare ale Sfântului Necunoscut. De ce Necunoscut? Ca să se împlinească ceea ce sărbătorim noi astăzi. Toți sfinții, ce ne-ar folosi dacă am ști cum îl cheamă? Ce ne-ar folosi dacă am ști ce nume are? Ce ne-am folosit dacă am ști ce fapte a făcut? Să ajungem ca o semintele noastre să poată să mute măcar păcatele noastre sau patimile noastre sau năravurile noastre. Dar acest sfânt a mutat pavajul, a mutat trotuarul. Au venit securiștii, s-au holbat, babele făceau cruce, ștergeau cu batistele pe jos, ștergeau cu haine și ăștia urla, luați oamenii de aici, luați, ce cu prostia asta, uite, mergeți și pupați pereții la toate casele astea. Dar o bătrână a spus, zice, dar pupă tu acolo, noi pupăm aici. De ce? Că acolo s-a mișcat pământul, acolo era Duhul Sfânt. Deci, vedeți, astea sunt lucruri netrecute în condici. Astea sunt lucruri neprinse în elementul de dogmatică. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu este necunoscută. Necunoscute sunt cărările Domnului. Necunoscute sunt cărările firii.
Deci noi nu știm cum lucrează Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrul acesta? Trebuie să înțelegem că această harismă a Sfințeniei nu este ceva ce trebuie trâmbițat. Deci singurul lucru de care nu are nevoie Biserica Ortodoxă este reclamă. Niciodată nu trebuie să faci tu reclamă și să spui Sfântul cu tare e sfânt. Vai, Sfântul cu tare face minuni. Orice sfânt face minuni, și când vă spun lucrul ăsta, vă spun pe ce mă argumentez, nu există sfânt proslăvit de Dumnezeu să fie proslăvit dacă n-ar fi făcut o minune. Și știți care este minunea? Tocmai că a fost proslăvit. Deci, cuvioasa Parascheva, cum au găsit-o când au căutat-o la vremea respectivă? Întâi a crăpat un marinar în apă, s-a necat, a murit de o boală și l-au băgat în malul mării. Deci, pur și simplu, l-au îngropat. Și unde i-au nimerit trupul? Din pronie. Chiar aproape de trupul cuvioasei Parascheva. Și ea s-a arătat noia unui om credincios și a spus, ia coi tu ăsta de pe mine, că mă obosește. Și era ca o împărăteasă cu stele, cu coroană de stele pe un tron. Și s-a arătat unui om credincios. Ăla s-a dus și a săpat la malul mării, că întâi n-a luat încredințare, nu era convins. Și când i s-a arătat a doua oară și a săpat, a găsit trupul neputrezit. Știți ce răspuns a dat o doamnă modernă la această întâmplare cu neputrezirea moașterilor cuvioasei Parascheva? Păi dacă a stat la malul mării în pământ sărat, zice, s-a picantizat, zice, s-a conservat. Că s-a conservat, nu mă îndoiesc. O fi cum spui dumneata. Dar de ce s-a arătat omului să o dezgroape de acolo? De ce n-a rămas acolo? Sfântul Dimitrie de la Apal Omului, celălalt sfânt al Bucureștilor, al Țării Muntenii, cum s-a descoperit? Când a murit în vechime, pusnicii nu mureau cu cameră de luat vederi și cu cor teologic și cu sobor de 150 de preoți și 10 arhierei. Nu! Despicau o buturugă în două, o scobeau din timpul vieții și când simt... Așa a fost Sfântul Onufre de la Vorona, ca să știți, dacă veți citi cuvintele Convorbiri duhovnicești, volumul 1, scrise de Ioanichie Bălan, arhimandritul de la Siestria, veți vedea că prin părțile Voronei, acolo, sau a Botoșanilor, este un preot care are niște, un fel de descoperiri. Deci aia este o formulă mascată de a povesti viața Sfântului Onufre încă de pe vremea comuniștilor. Deci asta vă spun eu garantat că după ce a apărut viața Sfântului, eu am recitit această scriere și spune că Sfântul a fost găsit și puse o seminte, după aia o semintele au dispărut, n-am exact noțiunea textului, dar s-a arătat preotului, și-a bătut în geam și i-a spus, vezi că Sfântul moare neîmpărtășit, vezi că în cutare loc o femeie moare neîmpărtășită. Deci era comunicarea slujitorilor bisericii cu sfinții locului. Și acești sfinți nu sunt niște sfinți întâmplători, sunt niște sfinți care, harismatici de Dumnezeu trimiși, ei nu lucrează, ai să vezi un schilet ambulatoriu mergând pe drum, ci îngerul, sufletul și duhul și puterea lor se duce și vestește. Și unde întâlnim lucrul ăsta, ca să vă convingeți că nu spun o prostie? La Sfântul Ioan din Munții Sihlei. De ce vorbim de sfinți români? Vă dau doar niște colaborări de exemple ca să le înțelegeți. Umblă un frate cu oile și îl vede și îi spune, te rog să nu spui la nimeni. El se duce, bineînțeles, și spune. Și în momentul în care spune, părinții Sihăstriei iau pe smeți, iau ce trebuie și se duc să-l caute. Unii nu l-a găsit nicăieri. Dar mergând duhovnicul mănăstirii Agapea să treacă muntele, l-a spovedit în mănăstirea Sihăstria, vede deodată că îi apare în față Sfântul Ioan, așa îi spunea Sfântul Carpaților, Ioan pusnicul Carpaților, Ioan din Carpați. Și ce îi spune? Vreau niște cerneală, vreau niște călimară de asta, sticlă cu cerneală, niște penițe sau ce-o fi cerut el, vreau hârtie. Și îi spune, dar să-ți aduc ceva de mâncare, n-am nevoie, cu darul lui Dumnezeu mă hrănesc cu mâncare necuvântătoare, nepalpabilă. Deci avea harisma aceasta de a se hrăni cu mana dumnezească. Noi nu știm cum e, nu poate nimeni să explice ce simțea omul acela. De asta v-am spus, când vedeți că la o sfântă liturghie vine și îți bagă camera în potir când tu faci picleza,
Nu înseamnă că l-a filmat Duhul Sfânt care a sfințit tainele în veci și în pururi. El a tot pâine și vin vede, pentru că atât ai dat minții, atât ai permisibil ochiului spurcat. Dar dacă ai avea mintea curată, ai vedea mii și mii de heruvim și de serafim care împreună cu noi slujesc și zboară neîncetat împrejurul Sfintei Mese, strigând Sfânt, Sfânt, Domnul să vă aud, pline cerul și pământul de mărirea ta, deci astea sunt lucruri care sunt mai presus de minte. Și în momentul în care el îi lasă pusnicului mâncare, spune, n-am nevoie de mâncare și îi dă o anumită limită a treptelor postului și arată în ce măsură să ajunge și cum să înalță dintr-o treaptă în alta. Și atunci, tu te duci și îmi spui mie că ai găsit sfinți și înainte văzători în cutare loc. Întotdeauna am fost vehement la acest capitol. Nu există înainte văzători cu adresă și cu e-mail și cu indicator. Nici nu o să-ți spună vreodată un om că este el înainte văzător, nici nu o să-ți spună vreodată un om ce vede sau ce știe sau ce poate, sau cum spun unii, m-am dus la Sfântul Munte că am vrut să văd sfinți. Sau crezi tu că cum ajungi în port la Dafni, ei stau cu eticheta și te așteaptă pe tine ca să te binecuvinteze. Deci nici n-au altceva de făcut. Deci sfințenia este o stare care se simte. Ce face pisica când simte prada prin frunze, prin casă sau prin undeva? Stă și pândește, veghează. Și când a apărut, după miros și după auz și după acustica fină a inteligenței feline, ce face? Prinde prada. Așa face dracul cu sufletul omului. Așa îl prinde, ca pisica șoarecele, să joacă cu el. Și apoi îl lasă, îl omoară. Dar așa trebuie să facă sufletul cu Dumnezeu. Să pândești și să-l prinzi pe Dumnezeu în clipa în care nu-și dă seama că-l iubești. Să se trezească că tu ești deja în iubire cu el, deja ești în contopire cu el. Și atunci Dumnezeu îți răsplătește. De aceea Isaac Siro a spus acest lucru. Unul din 10.000 care se silesc ajung la lucrarea cea înaltă a căldurii inimii. Și iarăși spune mai departe Isaac Siru, iar la stările de sus, unul din generație în generație. Cine este acela din generație în generație care a ajuns la stările de sus? Ia să începem întâi cu el. Pavel, nu știu dacă în trup sau afară de trup, dar am cunoscut un om care a ajuns la al treilea cer, spune în scrierile sale, în epistole. De ce? Smerindu-se pe sine și nedându-se exemplu. Eu am fost în al treilea cer, vă rog, veniți și vă închinați mie și ascultați-mă, eu sunt marele Pavel. Nici n-a povestit Pavel cuiva vreodată prea multe despre încercarea din drumul Damascului. O altă revelație înaltă. Și de ce lucrul acesta? Zice, dat-o mi s-a un bol al satanei în trupul meu. De ce? Era mustrat tot timpul de cuget și de neputința cu care a ucis, cu neputința cu care trata ușurătatea legii, cu neputința cu care trata legea creștinătății. Pentru că el n-a avut niciodată de a face cu un Dumnezeu viu care să-i vorbească. Era un Dumnezeu legat în 10 porunci pe 2 petroaie, pe 2 lespezi de piatră, dar acum se întâlnise cu un Dumnezeu care îl străpunsese în interior. Deci de aici toată mistica teologilor ruși, și dacă v-ați uitat la ei, în general merg pe asceza aceasta închisă, prin catacombe, prin peșteri, prin tot felul de zăvorâri. De ce? Vor să ajungă mai repede la comunicarea cu Dumnezeu. Ei, dacă te duci în partea bizantină, în partea asta la altă, la grecotisme, aici vei găsi altfel de sfinți. Sfinții sunt mai fastuoși, sunt mai elevați, sunt mai, cum să vă explic eu într-un cuvânt, sunt mai expuși. Rusul nu, stă ascuns ca ursul în bârloc la vizuină. Ei, pe când dacă vii în monahismul nostru, care face combinația dintre slav și bizantin, dacă vii în monahismul românesc, ce găsești? Deschiderea și libertatea. Adică, este monahismul cel mai adecvat în care omului se dă posibilitatea să se mântuiască după reguli precise, dar numai după a sa voie. Nimeni nu te va închide vreodată,
Nimeni nu te va amuți vreodată, nimeni nu te va pune la post cu sila vreodată, nimeni nu te va pune la rugăciune cu sila vreodată sau la zăvorâre vreodată. Nu! Simți nevoia, citești, simți nevoia, te rogi, simți nevoia, postești, simți nevoia, priveghezi. Și de unde este luat acest model? Este luat tocmai de la mari înaintași care fac curente de legătură între cine? Între monahii primilor veacuri creștine, de la un Antonie și un Pahome, care sunt stâlpii pustiei și stâlpii monahismului de obște și a monahismului pusnicesc, dar care merg după reguli atât de fixe, spune Sfântul Antonie, deci asta ar fi o finețe a monahismului, că să nu bei nici o picătură de apă fără binecuvântarea duhovnicului, adică ceea ce înseamnă, adică cât de fină este lepădarea de sine. Poți greși bând o picătură de apă și dă o pildă în pateric, de ce v-aș explica lucrul ăsta, să vă simțiți bine și să vă relaxați că vii cald. O călugăriță mergând într-o grădină la plivit a văzut niște frunze de salată foarte frumoase și mâncând una s-a demonizat. Mergând la duhovnicul ei și spunând alta, uite ce a pățit sora cu tare în grădină, a spus, vezi, bine spune David, ferește-mă de demonul de amiază zi. Cât era ora când a mâncat? Păi era spre prânz. A ieșit și diavolul să se odihnească și a mâncat tocmai frunza pe care sta el. Și a zis, aduceți-o să-i facem rugăciuni și să plece. Și certând bătrânul pe diavolul, diavolul a plecat și ea s-a izbăvit. Și bătrânul îi spune, să nu mai guști nimic fără binecuvântare. De aceea în monahismul nostru românesc, ai să vezi că dacă stau doi sau trei într-o chilie, unul îi spune lui celălalt, vreau să beau un pic de apă, sau vreau să mănânc o bucată de pâine, sau vreau să gust ceva. De ce? În ideea de a lua binecuvântare de la celălalt și de a face totul sub o rânduială. Sub care rânduială? Că doar nu-i duhovnicul lui, poate-s doi frați în chilie. Dar faptul că te-ai smerit și ai cerut voia celuilalt, deja ai câștigat. De ce? Ți-ai vădit plăcerea proprie. Și dracu, dacă stătea ascuns în ea, pleacă. Nu stă. Deci asta este o finețe, asta este o nuanță atât de subțire în care noi învățăm să deosebim ce înseamnă tăierea voii de voia proprie. Un alt lucru subțirel, deci tot așa, deci care trebuie să-l înțelegem, ați văzut, Filocalia 8, Simeon Nou Teolog, care vorbește de felurile rugăciunii, îți arată la fel categoria de sfinți care, înșelați, pentru că nu-i de ajuns să curvești și să fii păcătos, nu-i de ajuns să bei și să fii păcătos, nu-i de ajuns să furi sau să omori să fii păcătos, să desfrânezi sau să avortești să fii păcătos. N-am nicio treabă. Astea sunt păcate ca toate celelalte. Sunt păcatele angelice care sunt de 10 ori mai grele. Și această categorie de sfinți, dacă nu sunt atenți și în general în viață de sine sau chiar și în viață de obște, ei pot oricând cădea, dar îngerește, în sus. Adică în ce fel de cădere? În căderea aceea în care crezând că tu tot ce faci este bine și perfect și mergi din perfecțiune în perfecțiune și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, poți cădea și mai rău. Și aceasta se cheamă, cum spunea Părintele Cleopa, floarea mândriei. Înălțarea minții și din înălțare să vină înșelarea. Și vă spui că v-am și spus o dată, doar numai vă sintetizez în două fraze. Un călugăr sporit, trimis la un schit, la un moment dat, noaptea vedea că satana i-a prinde lumânările pe altar. Părintele Cleopa spune, trimiteți-l la vie să muncească, zice, cu obștea că o să-și revină. N-a stat să discute, știa că sunt înșelări filocalice care sunt studiate de Sfinții Părinți de mii de ori. Și zice, cum, dar nu țineți cont de sfințenia mea? Și bătrânul i-a spus frumos, lasă asta, tu ești acum la o trăire înaltă, mergi și folosește mirenii care lucrează la via mănăstirii, pentru că e nevoie de un om ca tine. A, păi dacă nu țineți cont de lucrarea mea, am plecat, s-a dus în lume.
la care Consiliul Duhovnicesc se adresează bătrânului stareț Cleopa și îi spune: vedeți, prea cuvioase, iarăși ați pierdut un suflet. De ce n-aveți puțină chipzuință în lucrările acestea subțiri? Poate că dacă îl lăsați mai ușor, nu cădea. Și bătrânul, scărpinând așa barba și mângâindu-o, a zis: știți ceva? Decât un călugăr mândru și prost, mai bine un mirean smerit, care într-o zi se va întoarce la Dumnezeu cu adevărat. Și-a întors spatele și-a plecat. Deci așa este și în biserică. Decât o cucoană fițoasă cu aere de sfântă și cu figuri în cap, că e ctitoră, că ea face, că ea drege, că ea învârte, că ea poate, mai bine o babă proastă care nu știe să scrie un pomelnic și dă prescura și spune două vorbe din gură. De ce? Pentru că aia e sinceră și cinstită, dar cucoana își pierde sufletul tocmai din această mândrie, că fac, că dau, că pot, că vreau, că știu. Deci de ce? Cu cât știi mai mult legea, cu atât ești supus mai mult căderii. Cu cât cunoști mai mult adâncimea tainei, cu atât te brăbușești mai mult. Cu cât cunoști mai mult substanța și nuanța adâncimii, trăirii, cu atât Satana vine și îți developează filmul și te bagă în ceață pe o pistă greșită. Pentru că asta este taina lui. Leonid de la Optina, ca să vorbim de un sfânt al Rusiei, auzise undeva că este un sfânt în zona respectivă a Rusiei, respective la mănăstirea Valam, sau nu știu unde avea el sediu acest duhovnic, undeva într-o mănăstire a Rusiei, dar ucenici de a Sfântului Paisie Velicicovski, urmașii marelui Velicicovski. Și vine cineva și îi spune: am fost la un sfânt care atunci când îți prorocește coboară un porumbel. La bătrân, imediat, dacă era instruit în cele duhovnicești, deodată i s-a aprins filamentul minții și a zis: dar de ce trebuie să coboare porumbelul? Doar Duhul Sfânt a coborât odată la Iordan? S-a coborât odată în chip de limb ca de foc peste apostoli? S-a coborât odată la botez în chip de mirungere? Ce mai fi trebuind lui ăsta porumbel? Mă duc să cercetez. Și bătrânul și-a luat toiagul în spate, și-a luat traista și a plecat cu trei pesmeți să-l vadă pe marele pusnic. În momentul în care a catadisit să ajungă la el, nu s-a băgat primul în seamă. A stat frumos la coadă și a ascultat ce vorbește fiecare. Ați văzut, unul vrea servici, unul nu-l ascultă copilul, unul urlă, unul plânge, unul doare, unul n-are, unul-i trebuie, unul-i cu datorii, unul-i cu procese, fiecare cu ale lor. Și vedea că bătrânul este într-o cruntă înșelare. Și a văzut că porumbelul nu-i porumbele, cioară. Că scrie în pateric că doi frați au văzut un porumbel și unul vedea cioară și s-au bătut până s-au umplut de sânge. Și dracu a spus: greu am biruit, dar am învins. Adică Duhul Sfânt aduce pacea, liniștea, bucuria. El s-a apropiat când i-a venit vremea de Sfântului să stea de vorbă și a zis așa: părinte, vă văd un om luminat. Nu credeți că ar trebui să vă rugați în timp ce vă vine prorocia și să nu mai așteptați porumbelul? Nesimțitule, tu îndrăznești să-mi dai mie sfaturi? Tu îndrăznești să-mi spui mie ce trebuie să fac? Ieși de aici! Și bătrânul și-a dat seama că acel porumbel avea cioc și gheare care fură, nu care mângâie. Și i-a spus: ai grijă, părinte, zice, să nu te rătăcești. Și ajungând la poarta mănăstirii, știind toți că a insultat pusnicul, că el s-a enervat imediat, le-a zis: să aveți grijă, mă îngrijorează pusnicul vostru. Pleacă de aici, nesimțitule, tu îndrăznești să dai sfaturi la pusnicul nostru. Și Leonid s-a dus în chilia lui, la mănăstirea lui, și când a început să se roage, nu după mult timp, a auzit că pusnicul s-a sinucis. De ce? A avut dracu grijă să-i o pregătească și pe asta și a spus: bănuiam că porumbelul-i cioare. O găsiți în starețul Leonid de la Optina, așa mi-am adus aminte din ce mănăstire. De ce v-am amintit lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că sfinții pe care îi cinstim noi în calendar și sunt puși de biserică,
sunt puși cu un rost și cu o socoteală. Dar asta nu înseamnă că biserica a terminat de pus toți sfinții în calendar. Asta nu înseamnă că sinodul a terminat de canonizat toți sfinții neamului. Nu! Noi nu știm că sfinți au înghițit temnițele comuniste. Noi nu știm cât sfinți au înghițit câmpurile de luptă. Noi nu știm cât sfinți au înghițit bombardamentele. Noi nu știm cât sfinți au înghițit cele două războaie mondiale. Noi nu știm cât sfinți au înghițit tifosele, foametea și alte urgii ale naturii și ale istoriei care au trecut peste acest neam. Dar toți aceștia sunt scriși în Cartea Vieții lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Mântuitorul s-a adresat lui Petru și i-a spus așa: Petre, tu nu te bucura nici că scoți dragi, nici că faci rău. Tu bucură-te că numele voastre s-a scris în Cartea Vieții. Că cel ce lasă toate și-mi urmează mie, vrednic este de mine. Și cineva va spune: dar ce o să facem? O să urmăm toți lui? Da. Cei care plecau cu miile cu arma în mână pe front, împlineau Evanghelia. Mamă, tată, frate, soră, holdă, casă și copii. Și pentru ce duceau? Ce ați văzut voi când ați fost la vreo troiță de martiri? O cruce. Deci pentru ce mureau? Pentru demnitatea națională și apărarea dreptei credințe. Pentru apărarea neamului și a valorilor acestui neam. A valorilor care astăzi sunt luate în râs. Bineînțeles, pe noi nu ne interesează, dar afirmăm. A valorilor, deci care astăzi nu contează. Dar ce putem constata? Că steagurile lui Ștefan cel Mare aveau pe ele cruce, că steagurile lui împăratul Constantin, ca să biruiască pe Maxențiu și Licini, au avut cruce, steagul lui Ștefan cel Mare avea flamura cu Sfântul Gheorghe, am văzut vulturul cu crucea în cioc, simbolul puterii, și așa mai departe. Deci, de unde se dovedește clar că atunci când s-a stabilit ziua eroilor, că și ăștia sunt tot niște martiri și sunt tot niște sfinți ai neamului, s-a pus în ziua de înălțare, adică sufletele lor să meargă odată cu Dumnezeu la cer. Și de ce v-am vorbit eu astăzi despre toate acestea? Ca să nu ne lamentăm că citind Patericul Egiptean sau Filocaliile sau Viețile Sfinților, noi am terminat sfinții și am terminat modelele. Modele avem permanent. Orice mamă care își împărtășește copiii, orice tată care merge la biserică, orice bunică care lasă telenovelele și filmele prostești care n-au nicio substanță și nicio esență și își învață copiii rugăciuni, sunt sfinte. E o mare diferență de la bunica cu caier la bunica cu telecomandă. E o mare diferență de la bunica cu sapă și cu vacă la bunica cu televizor, cu plasmă și cu ecran lat. E adevărat, dar să nu ne uităm autoritatea de bunice. Pentru că Ioan Iacob, un martir și un vlăstar adevărat a neamului românesc, trăit în zilele noastre, că o să spune aia, dar cu Vioasa Paraschiva a fost amușăs sudea. Uite, avem Ioan Iacob la Hozeva, care ați fost la Ierusalim și l-am văzut, care a trăit cu noi, a murit în 60, când unii deja erați născuți. Și ce a spus? Bunica Dumnezeu s-o ierte, mi-a semănat de timpuriu în suflet faptele credinței și rodul lor mă ține viu. Deci, iată cum a ajuns acest om să-L cunoască pe Dumnezeu. Tatăl mort în război, mama moartă că era bolnavă și cine știe ce-o fi avut. De ce vă amintesc lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că sfinții sunt și la orizontală și la verticală. La orizontală sunt cei proslăviți și cinstiți de biserică și își dorm somnul în cimitire, în cripte, în sicrie, în racle și veghează neamul românesc, dar pe verticală sunt sfinții și modelele după care trebuie noi să ne luăm. Și a spus Evanghelia și cu asta am încheiat, că mi-a trecut timpul, m-am uitat pe ceas. Dacă sarea pământului se va strica, cu ce vom mai săra? Și a spus Mântuitorul către apostoli, preoți și creștini: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea este bună și pământul este bun. Să dea bunul Dumnezeu să fim cu toții buni. Amin.